cu siguranță lui Gabi Bădălău nu-i place să petreacă prea mult timp în singurătate. Când nu este surprins în preajma celor doi copii pe care îi are cu Claudia Pătrășcanu, Gabi Bădălău este surprins în compania diferitelor domnișoare, multe din showbizul românesc. Recent, Craiul de Doroban s-a amorezat de fosta prietena Biancai Drăgușanu, Iulia Sălăgean. Bianca și Iulia au fost prietene foarte apropiate la un moment dat, făcându-și adesea apariția împreună, atât în viața mondenă cât și pe rețelele de socializare. Am putea spune că l-au împărțit și pe Alex Body doar că în perioade diferite, căci amândouă au fost căsătorite cu afaceristul. În prezent nu mai sunt nici prietene, nici soțiile lui Body. Gabi Bădălău pare că a trecut peste despărțirea de Bianca și s-a reorientat repede către Iulia. Deși nu au fost surprinși împreună până în acest moment, mai multe mesaje între cei doi au ieșit la iveală. Potrivit acestor mesaje, Gabi Bădălău ar fi îndrăgostit până peste cap de Iulia. O invită în oraș, îi propune să meargă împreună în vacanțe, ba mai mult, îi lasă libertatea de a-și alege orice destinație de vacanță. Se pare că flirturile dintre cei doi ar data încă din perioada în care Gabi Bădălău forma un cuplu cu Bianca Drăgușanu. Potrivit informațiilor care au apărut în presă, Gabi Bădălău ar fi asigurat-o pe Iulia după fiecare ceartă cu Bianca, de faptul că nu este vorba despre o simplă ceartă, ci despre o ruptură definitivă. Gabi Bădălău pare că este pregătit să-și asume o relație cu Iulia Sălăgean, atâta vreme cât o invită în oraș, în locuri despre care știe clar că sunt împânzite de paparazzi. În plus, se speculează că acel mesaj de pe Instagram, în care a dat papucii Biancai, ar fi fost de fapt pentru Iulia, pentru a-i demonstra că și-a asumat public despărțirea. Cu toate acestea, Iulia l-ar fi refuzat până acum pe afacerist. Reamintind că la jumătatea lunii mai, Gabi Bădălău a postat pe Instagram, aproape de miezul nopții, un mesaj cu trimitere către Bianca Drăgușanu. După o lungă perioadă de timp în care am fost implicat într-o relație, în urma nepotrivirii de caracter, am decis să rămânem amici, să rămânem cu lucrurile frumoase și să ne vedem fiecare de planurile noastre de viitor separați. Este mesajul postat de Gabi Bădălău pe pagina sa de Instagram.